Și acum știrile pe larg. Timp de câțiva ani, cetățenii orașului Glodeni au fost nevoiți să-și înmormânteze rudele decedate pe marginea drumului, la hotarul cimitirului vechi. Cu toate că în afara razii orașului există alt cimitir, decedații continuă să fie predați pământului practic în mijloc de șosea. Cimitirul din cadrul orașului Glodeni de câțiva ani buni nu mai are loc pentru mormântarea celor trecuți din viață. Gardul precedent care marginea cimitirul astăzi este înlocuit de șirul de morminte săpate chiar pe marginea drumului. Cine poartă vina acestui fapt rămâne a fi o întrebare retorică. Soțul, da. Da. Și n-am fost bucuroasă, dar dacă mi-a dat străin. De ce credeți totuși că v-au acordat anume acest loc? Era suntem deja străini. Cimitirul făcut în deal? Da. Era început. Spus că aici spunem și aici. Deci nu este dorința dumneavoastră? Nu. Nu că am mamă bătrână și nici n-am unde o mormânta aici. Trebuie să o duc dincolo. Deci urmează să vă despărțiți rudele? Da. Încă tare. Chiar și eu dacă mor unde, că lumea prinde locul, faci frumos, dar eu și la marșină. Cine credeți până la urmă că poartă vina? Compozul, că ei împărțesc. Unii am plătit acolo și aici care sunt storuși, oricum le mai spune lor, băieții ăștia de aici. Și l-am rugat și eu zic, dar cine ai spus, plătești? Zic, dar eu și așa am plătit locul. Dumneavoastră, unde v-ați adresat atunci când ați cerut loc? La compoz și la storușii ăștia de aici, de băieții ăștia. Pe lângă faptul că situația existentă stârbește din imaginea estetică a orașului, fenomenul în cauză mai prezintă și un pericol pentru normele sanitare care sunt grav încălcate. În acest sens, apele reziduale care urmează ploilor se scurg prin mijlocul mormintelor, ducând cu sine toată murdăria și deșeurile adunate pe parcursul mai multor ani. Părinte, care e atitudinea bisericii față de acest fapt? În primul rând, vreau să spun că biserica se atârnă foarte negativ în privința ceea ce se petrece la noi, într-adevăr, în privința cimitirului, fiindcă prin dispoziția primăriei, 2 ani în urmă, a fost ca să nu se mai mormânteze, deci la cimitirul care vechi, spunem așa, în afară de cei care au, adică